Bună seara, dragi prieteni! Nu reușesc să împac deloc și capra și varza, așa că se ridică mai târziu, dar măcar sunt din studiourile Mălin Bot, că am primit reclamații din înregistrarea din Sanderuț. Într-adevăr, sunetul nu se aude în condiții optime. Am eu oarecare soluție tehnică, o să încerc să o rezolv și atunci am zis, domne, dacă pun mai târziu, măcar să fie sunetul ok. Și să fiu din studiourile Mălin Bot. Nu știu dacă ați văzut această știre, oameni buni. Ea expune perfect situația dezamăgitoare. Nu știu, dezamăgitoare poate că este un cuvânt prea ușor. Situația scandaloasă în care se află România prin decizia președintelui Klaus Iohannis de a aduce la guvernare PSD-ul și de a reface fostul USL. Alianța PSD-PNL. De fapt, de a pune FSN-ul din nou în ordinea lucrurilor, după ce a împins pe scări, pentru că asta s-a întâmplat, a împins pe scări efectiv, a dat afară din guvernare USR-ul. USR-ul avea altă optică, este un partid nou, cu oameni care au ajuns în politică după ce au avut niște realizări profesionale, nu sunt terchea berchea pe acolo, sigur, au și ei probleme, dar acelea sunt excepții, nu regulă. Și în general merg pe profesionalism și meritocrație, n-am prea auzit să placeze oamenii aiurea. Așa cum face PSD-ul și o să vorbim despre asta. Iohannis s-a împins pe scări, are făcut mega alianța, nu știm exact de ce motive o să aflăm. Am făcut analize la vremea respectivă, am explicat că e posibil să fi avut informații în legătură cu războiul din Ucraina și să-și fi dorit o alianță politică mai puternică și o guvernare mai puternică și, într-adevăr, cu PSD-ul au mai multe procente în Parlament, au de fapt o majoritate foarte puternică. Ar fi putut să facă foarte multe lucruri în interes public, ar fi putut să modifice cum trebuie legile alea ale justiției, ar fi putut să legifereze colaborarea între serviciile secrete și procurorii anticorupție, ar fi putut foarte multe lucruri să facă, n-au făcut nimic. Nimic, oameni buni, nimic n-au făcut și nici nu fac mare lucru cu eficiență și cu profesionalism în contextul problemelor actuale. Ne paște o criză energetică fără precedent, Rusia, Europa a anunțat plafonarea prețului la gaze, Rusia vrea să închidă total robinetul, amenință Europa că o lasă fără gaze. Deci vor veni niște vremuri foarte complicate. Și ăștia n-au rezolvat lucrurile, n-au venit cu o soluție. Dar mă rog, asta e altă discuție. Ideea este că s-a ajuns la această realitate, oameni buni, și este în țara asta, pe final de concediu, este business as usual. Da? Ca și cum, dacă rămânea Dragnea mare șmecher, dacă n-aveau loc alegeri în 2020 și PSD-ul avea majoritatea, știri de tipul ăsta ar fi fost fix la fel, da? Fix la fel. Nu mai vorbim de faptul că Direcția Națională Anticorupție aproape că nu există și funcționează cu motoarele foarte puțin turate și în rest în justiție sunt foarte mari probleme. Abia astăzi am văzut o altă știre la o grămadă de timp după scandalul modului dubios în care a mers în justiție plagiatul, acuza de plagiat a lui Ciucă, s-a sesizat secția specială a parchetului care o să facă și o să dreagă, nu o să facă nimic de fapt. Nu o să facă nimic. Batista va fi pusă pe țamba. Știți cu toții despre toarășul baron Paul Stănescu. Toarășul Stănescu este de calibru baronului Bădălău. Sunt baronii siamezi în PSD. Fratele baronului PSD Paul Stănescu, inginer mecanic în agricultură, vrea un nou post de conducere la stat. Șef peste 1,2 miliarde de euro. Cu zero experiență pe fonduri europene, vrea să conducă Agenția de Dezvoltare Regională Oltenia. Alexandru Stănescu, fratele baronului PSD Paul Stănescu, s-a calificat în faza finală pentru un post de director al Agenției de Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, potrivit informațiilor G4Media și presiei locale. Instituția gestionează, dragi prieteni, fonduri europene de peste 1,2 miliarde de euro pentru proiecte în Oltenia. Dar Alexandru Stănescu are zero experiență în domeniu.
Alexandru Stănescu nu a răspuns la telefoane și mesajele reporterului Cifo Media pentru a-și preciza poziția. Este a doua încercare a lui Stănescu de a prinde o funcție la stat după scurtul mandat de la conducerea Autorității Naționale pentru Reglementare în Energie. Da? Nu întâmplător am ales această știre, că PSD-iștii își pun foarte multe pile. La ei sistemul ăsta de pile, cunoștințe, relații, PCR, așa era pe vremea comunismului, ei fiind în mod natural urmașii Partidului Comunist, ei funcționează cu acest sistem, da? Pile, cunoștințe, relații. Și nu întâmplător am ales această știre, pentru că vă vorbeam despre criza energetică și o să este un subiect care să ne afecteze pe toți, da? Ăsta fusese anterior, avusese un scurt mandat la conducerea Autorității Naționale pentru Reglementare în Energie. Ca să înțelegeți, oameni buni, de ce lucrurile merg prost, de ce în România, de fapt, deși suntem țară membra a Uniunii Europene, avem teoretic legislație pe care am fost obligați să o adaptăm în momentul în care România a intrat în Uniunea Europeană, legislație care ar trebui să protejeze consumatorul de abuzurile celor care îi vând produse și îi prestează servicii, și avem instituții care veghează la chestia asta, da, am vorbit despre protecția consumatorului, Autoritatea Națională de Reglementare în Energie, fel și fel de autorități și structuri, toate cu salarii babane, oameni buni, babane, mult peste ceea ce poate să ofere mediul privat. Mediul privat care este, de fapt, terenul în care cresc banii. Banii pe care vine ANAF-ul și îi culege, da? Și îi repartizează. Se culeg la bugetul de stat și se împrăștie, da? Și banii ăștia sunt cheltuiți pe salarii mult mai mari decât orice poate să-și permită o firmă. Sau poate puține firme își permit să plătească astfel de salarii. Și sunt cheltuiți. Ok, eu nu fac un discurs aici, tot timpul explic acest lucru, eu nu fac un discurs jurnalistic populist. Nu vin să am un discurs din ăsta de tip AUR, PSD și așa mai departe, domne, să fie salariile mici la stat, să moară bugetarii de foame, nenorociți de baron bugetar care iau salarii. Nu, sunt domeniul energie, alte domenii, justiție și așa mai departe. E foarte bine că îi plătim la standarde înalte. În unele zone și în unele instituții din astea speciale, da? Că sunt fel și fel de speciali în țara asta, suntem exact oameni buni, noi nu ne imaginăm și nu conștientizăm cât de puțin s-a schimbat modul de funcționare al acestei țări comunist. La nivel de principii, la nivel de sistem, dar la nivel de sursă de cod, cum ar zice programatorii, nu s-a schimbat mare lucru, oameni buni. Sistemul pile cunoștințe relații, da? Toarășul Alexandru Stănescu. Faptul că instituțiile nu funcționează pentru profesionaliști, ci funcționează pentru alte scopuri. Pe vremea comunismului funcționau pentru propășirea socialismului pe cele mai înalte culme ale progresului. Și pentru ceea ce se hotăra la partid. Toarășul Ceaușescu hotăra și toți oamenii din toate instituțiile se ocupau să pună ce a hotărât iubitul conducător. Da? Ele nu funcționau. Și chestiunea politică, chestiunea comunistă, chestiunea de propagandă era prima, era deasupra chestiunii concrete, de rațiunii concrete de funcționare a instituției respective. Da? Fabrica de șuruburi nu făcea șuruburi în funcție de câte comenzi de șuruburi avea. Nu, făcea că era un plan pe care l-au hotărât ei la partid. Trebuie să producem în România, nu conta că avem unde să le vindem sau nu, trebuie să producem 5 miliarde de șuruburi pe an. Și se repartiza la fabrici și toți făceau 5 miliarde. Ei habar n-aveau. Nu era ca în capitalism unde produci, ai comenzi sigure și produci în funcție de comenzi. Și dacă produci unele lucruri, ai niște previziuni de piață și nu. Era ceva centralizat. Mă rog, nu o să intru teorie, știți cu toți, am dat faliment, era o mizerie. A produs numai probleme. Da? Uitați-vă că sistemul de operare a rămas în continuare. Pile, cunoștințe, relații, da? Sigur, comuniștii aveau o manieră de a lucra în sensul că păstrau un hardcore-ul zonelor oameni buni profesioniști. Și pe restul ei avansau pe criterii de comunism, de nu știu ce. În esență, sistemul a rămas la fel, doar că lucrează pentru alte interese. Acum nu se mai angajează pe pile cunoștințe relații prin Partidul Comunist, ci se angajează pe șpăci propte politice și
relații pe alte criterii, da? Pentru interesul personal al celor care aranjează angajările. Sau pentru interesul personal al șmecherilor, care sunt mari șmecheri în partidele la putere și care sunt atât de șmecheri încât își iau frații, verișorii, mătușile, secretarele, cadânele și așa mai departe și le dau joburi. Joburi pe care acești oameni nu le merită. Joburi cu care acești oameni nu au nici în clin, nici în mânecă. Oameni care sunt pe niște joburi și blochează funcționarea unor instituții, oameni buni. Da? Pentru că ei habar n-au ce fac acolo. Este ca și cum ai lua oameni fără permis de conducere, care habar n-au cum se conduce un autobuz, și ai face șofer de autobuz și le-ai dat autobuzele pe mână. Păi ar fi numai accidente. Numai accidente ar fi. Asta se întâmplă cu instituțiile din România. De-aia România nu funcționează. De-aia consumatorul nu este... Păi cum să fie consumatorul bine protejat? Consumatorul de energie, când Autoritatea Națională de Reglementare a Energiei e condusă de unei ca nimeni, Terchia Berchea. Pus acolo numai pentru că este fratele unui baron PSD. În rest, el săracul de el habar n-are pe ce lume trăiește. Zbura de acolo și acum vrea să fie la Agenția de Dezvoltare. Să gestioneze de acolo banii, să distrugă și acolo. Din pricina acestui modus operandi, păstrat de pe vremea comunismului, da? Atunci așa hotăra partidul pentru rațiunile lui, acum așa hotărăște toarășul Stănescu, toarășul Ciolacu, ăștia pe la PNL ce sunt pe acolo, ciocoii noi, care n-au nicio treabă cu liberalismul, gașca venită din, tot din FSN, via PD și PDL, da? Sistemul fesenist, egal sistemul comunist. Și de asta lucrurile nu funcționează în această țară, oameni buni. Din această pricină. Și gândiți-vă, noi vorbim despre povestea cu toarășul Stănescu. Toarășul Stănescu a pierdut postul după ce USR a sesizat la Curtea Constituțională cu privire la numire că a fost neconstituțională și CCR a decis că e neconstituțională. Scrie G4 Media, Alexandru Stănescu a părăsit postul de la ANR cu puțin timp înainte de decizia CCR și a rămas practic fără job. Doamne ferește, să se angajeze în mediul privat. Doamne ferește, unul de ăsta, frate de baron sau de ăsta care lucrează pe la stat, să-și pună CV-ul pe e-jobs. Sau să facă el ceva din creativitatea lui, da? Din mintea și din capul lui. Să inventeze ceva, să facă o firmă, să facă o activitate productivă. Nu! Toți ăștia sunt mari șmecheri, oameni buni, ne întâlnim cu ei pe străzi. Au o grămadă de bani, da? Îi vedem pe Facebook cu concedii de lux și așa mai departe, mașini de lux și tot ce vrei. Dar ei, în esență, dacă nu ar fi sistemul ăsta comunist, pile, cunoștințe, relații, și dacă n-ar fi angajați pe criterii care n-au nicio legătură cu profesionalismul, cu educația, cu, adică nu pe criteriul meritocrației, da? Ci pe cu totul alte criterii, unii pe șpăci chiar, pur și simplu, sau criterii politice, oamenii ăștia ar fi nei ca nimeni, dragi prieteni, într-o țară normală. E, aici este problema că România nu este o țară deloc o țară normală. G4 Media punctează faptul că toarășul Stănescu este absolvent al Facultății de Mecanică Agricolă de la Politehnica Timișoara. De la Politehnica București, mă scuzați. Adică el e specialist în tractoare, combine și utilaje agricole. Deci el cu facultatea lui putea să fie inginer la SMA, Societatea Muncitorească Agricolă, sau cum se chema. Pe lângă CAP-uri, pe vremea comunismului existau CAP-uri, Cooperative Agricole de Producție. Și pe lângă CAP-uri funcționau societățile astea mecanizate, da, SMA, Societate Mecanizată în Agricultură, cred că așa era, da? Și funcționau SMA-urile. Ce erau SMA-urile astea? Erau niște garaje de tractoare și combine care arau pământurile CAP-urilor, da? Și fiecare garaj de ăsta de tractoare avea și el un inginer acolo, da? Asta făcea domnul Stănescu, vă dați seama? Asta, pentru asta s-a pregătit el, mă rog, da? Cât s-a pregătit, cum s-a pregătit, măcar să-și fi deschis și el o firmă de, nu știu, de tractoare, să facă ceva în agricultură, că acolo și-a făcut studiile, oameni buni, da? Facultatea de Mecanică Agricolă. Să facă mecanică agricolă, dacă pentru asta și-a făcut studiile, da? Să-l pună măcar la Ministerul Agriculturii, la, ori avea pe acolo vreo structură. Șef birou, strategii de mecanizare a agriculturii. Deci, măcar să-i dea ceva, oameni buni, ca să înțelegeți. Am adus discuția în acest punct ca să
explic ceva ce nu se explică pe acest subiect și zic eu că este important să percepem aberația modului în care se și lucrează în sistemul ăsta, da? Că pe vremea comunismului era pile cunoștințe, relații, dar chiar nu te punea dacă erai total tâmpit și habarnist. Erau câteva posturi de conducere, frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, unde ajungeau ăștia total tâmpit și habarniști. Dar în rest, nu peste tot puneau tâmpiți. Pe ăsta l-ar fi pus partidul, dacă Stănescu ar fost prim secretar, nu știu unde, și probabil ar fi crescut în ierarhia PCR-ului, cum a crescut în ierarhia PSD-ului, că sunt aceleași structuri, da? Îl trimitea la Ministerul Agriculturii, se ocupe de tractoare și combine, că așa e educația lui. Nu. Ăștia l-au pus la energie, vă dați seama, să discute cu mari șmecheri din energie. Vă dați seama? Pe ăsta, cu tractoarele și cu combinele. Și acum vor să-l pună la Agenția de Dezvoltare Regională. Să facă praf și pulbere partea de fonduri europene. Și este foarte grav, dragi prieteni, că practic nimic nu s-a schimbat. Din această perspectivă, dacă ne uităm la povestea asta, și asta este o poveste, una. Sunt ferm convins că printre cei care urmăriți canalul meu de YouTube, sunteți sute de oameni care cunoașteți povești similare în județele unde locuiți. Cred că nu există oraș, județ, unde să nu fie zeci de povești similare. Da? Care ne arată în esență ce? Dincolo de Popescu, Ionescu, Stănescu, Georgescu și numele instituției. Ne arată în esență că am ajuns în anul 2022, dragi prieteni, 33 de ani de la căderea comunismului, dar de fapt funcționăm după un sistem de operare tipic comunist, da? Care chiar a deviat de acolo de unde l-au lăsat comuniștii, vă repet, Stănescu ăsta, dacă fratesul era mare șmecher la Partidul Comunist, în comitetul central al Partidului Comunist, fratesul putea să obțină pentru el maximum un post mai bun, dar în specializarea lui. În niciun caz nu-l punea nimeni de la agricultură la... Numai dacă făcea carieră de propagandist politic și ajungea la vârful piramidei. Dar în rest, în jos, se respecta oarecare logică. Da? Oarecare logică, oarecare... Un oarecare bun simț al derulării lucrurilor. Da? Păi, inginer mecanic, dă-l acolo, dă-i o funcție. Domnul Daia. Domnul Daia. Sunt domnul Stănescu. Frate meu, e, uite, se pricepe la asta. N-aveți vreun post pe la minister? Hai să-i facem un birou. Tot era un pic mai cu bun simț, un pic mai cât de cât de ce. Nu. Iau, da, deci, ideea este că nenorocirea aia comunistă, care era o cretineală în esență, a fost chiar deviată în ceva mult mai rău. Deci noi nu numai că funcționăm după vechi metehne comuniste, noi funcționăm după metehne care au evoluat, au suferit mutații în ceva chiar mai rău. Și ne așteptăm ca lucrurile să meargă bine în țară. Păi n-au cum să meargă bine, dragi prieteni, lucrurile în aceste condiții. Cum să meargă bine? Cum să meargă bine? Cum este Nescu ăsta, toate instituțiile statului la vârf sunt putrede cu astfel de personaje. Păi cum își poate imagina cineva că dă drumul la 100 de autobuze prin oraș, conduse de 100 de persoane care în viața lor n-au condus un autobuz și habar n-au să conducă autobuze. Și unii mai sunt și morți de beți. Da? Și la ce te aștepți altceva decât că o să fie un măcel în oraș și o să fie accidente peste accidente și o să moară o grămadă. Asta se întâmplă cu țara noastră, la rândul. Dar de ce se întâmplă asta? Pentru că închizând cercul discuției, și e foarte important acest aspect, am început discuția cu președintele Klaus Iohannis, care, deși și-a încălcat pactul cu electoratul, este acum pentru chestia asta și pentru altele, dar pentru chestia asta în esență, este hulit de către 90% dintre cei care l-au votat, sperând că va face ceea ce a spus că face, da? În primul mandat, principalul motiv pentru care a fost votat Klaus Iohannis a fost pentru că el era teoretic adversarul lui Ponta, care Ponta reprezenta corupția, reprezenta mafia, PSD-iștii și ăștia care erau împotriva DNA-ului. Și Iohannis a venit și a zis, nu, mă votați pe mine și lupta anticorupție continuă. DNA-ul funcționează în continuare, fiat justiția pereat mundus. Da? E important să facem lupta anticorupție. La finalul mandatului domnului președinte Klaus Iohannis, DNA-ul era blocat, lupta anticorupție nu a continuat, legile erau modificate, noroc că în unele procese în curs, judecătorii care au un statut independent pe care n-au reușit să-l distrugă și au acționat prin multe metode și efectele se simt acum,
pentru că sunt lucruri care din pricina procedurilor din sistemul de justiție și a modului în care funcționează promovările, ceva ce faci astăzi generează efecte în timp peste 2 ani de zile, da? S-au dus câțiva la pușcărie, da? Strict datorită faptului că au fost judecați de către judecători cinstiți care nu au, s-au lăsat influențați politic. Dar Iohannis și-a încălcat promisiunea cu electorat. După care a venit în al doilea mandat și a zis, domne, eu nu pot chima în PSD, votați-mă pe mine ca să nu vină PSD 8 ani de zile la putere. Și ce să vedeți, la mai puțin de un an de zile de la alegeri, a adus PSD-ul la putere. O să vedem din ce motive istoria ne va lămuri. Toată lumea îl înjură pe Iohannis, toată lumea e supărată pe Iohannis, dar adevărul este dincolo de asta. Adevărul din spate, da, este că noi suntem de vină. Noi suntem de vină. Și aici voiam să aduc discuția ca o concluzie. Și este foarte importantă această concluzie. Eu am mai expus-o, mai ales în materialele live, unde vorbim pe mai multe subiecte. Păi Iohannis nu putea să facă, dragi prieteni, mârșăvia asta, nenorocirea asta, dacă realitatea aritmetică parlamentară era altă. Dacă lumea ieșea masiv la vot, țineți minte cât am spus în campania electorală, e nevoie ca lumea să iasă masiv la vot. Ar fi ideal să avem un USR mare, la fel de mare ca PNL-ul, sau poate puțin mai mare. Dacă lumea ieșea la vot, dacă se construia o altă aritmetică parlamentară, nu mai ajungeau PSD-iștii la putere și nu mai aveam cazul Stănescu astăzi. Da? Pentru că Iohannis nu putea să facă orice ar fi stat în spate, orice mafie care vine, orice decizii, că PNL-ul, cel care stă în spate și pe care îl controlează Iohannis, mamelucii lui Iohannis de astăzi, au fost mamelucii lui Băsescu. Ăștia sunt, da? Al de Flutur, al de Boc și alții. Care au mai adus niște mameluci de rang 2. Domnul Ciucă, Rareș Bogdan, dar mamelucii principali sunt mamelucii din PD. PDL, PNL. Și ăștia sunt în spatele lui Iohannis. Ok, ăștia au afaceri vechi pe linie fesenistă cu pesediștii. Au mentalități comune, împărtășesc în esență același mod de operare politică, ok. Da, da, ei nu puteau să facă nimic, oameni buni, dacă lumea ieșea la vot. O lumea n-a ieșit la vot. Înțelegeți? Și de acolo lucrurile au fost foarte simple. Cât de importantă este această lecție pentru anul 2024, oameni buni? Cât de importantă este ea? Acum, dacă o să o înțelegem sau nu, vom vedea. Eu îmi fac datoria să o explic în fiecare zi, pentru că eu știu, cu experiența profesională pe care o am în spate, sunt jurnalist din 1994, vă dați seama de atâta mare de timp, știu că votul este singurul moment în care noi chiar avem puterea și mai știu că în 2024 este o situație cu totul și cu totul ieșită din comun. Pentru că România riscă să o ia atunci într-o direcție total neașteptată. Este dincolo de lupta anticorupție, dincolo de aceste aspecte. Nu mai intru în detalii pentru că am explicat aceste lucruri în alte materiale video. Vedeți? Dacă ieșeam la vot și făceam un PSD mic, 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 pe care să nu mai poată oricât ar vrea Iohannis să-l pună la guvernare, nu vorbeam astăzi despre tovarășul Stănescu.